Un fost jucător de la FCSB o duce bine la fotbal, dar și la școală, unde este pasionat de matematică. El a promovat cu Poliaș și a terminat facultatea cu notă mare. Robert Ion a avut grijă la note chiar dacă a stat toată viața pe terenul de fotbal. La ultimul antrenament s-a învoit ca să dea examen la ASE. De când eram mic m-am ținut de școală și am făcut și liceul la un nivel foarte bun, la Mihai Viteazu, unul dintre liceele de top din România. Mi-a plăcut întotdeauna matematica și îmi place în continuare, mi se pare interesantă. În mai puțin de o lună, Robert a promovat cu Poliaș și a terminat și facultatea. Fotbalistul vrea să urmeze un master. Am găsit înțelegere și din partea profesorilor de aici, chiar a prodecanului. Cu ce echipă ține? E Dinamo Bistrița, era cam supărat că le-am dat două goluri. Leo Grozavu a băgat frica în jucătorii de la Iași. Ce e mai greu, un examen la cea mai grea materie de la ASE sau un antrenament cu Leo Grozavu? Un antrenament cu Leo Grozavu în pregătire, în perioada de pregătire.